Musafirul de preot Sorin Croitoru. La ușa sufletului meu am auzit un glas duios. Deschide, fiule, sunt eu, mântuitorul tău, Hristos. De glasul lui am tresărit și tare mult m-am bucurat. Dar mai apoi mi-am amintit că-s păcătos și-am lăcrimat. Acum nu pot să te primesc, Iisuse al meu, că-s prea murdar. Așteaptă să mă pocăiesc, apoi să vii la mine iar. Dar vocea Domnului Hristos, atunci mai blândă s-a făcu. Sărman copil neputincios, păi eu te voi sfinți, nu tu. Apoi am plâns cu foc, văzând că-i sunt atât de drag. Și nu l-am mai oprit deloc să-mi treacă al sufletului prag. Și a intrat în viața mea și nu a mai rămas un gher. Din inima mea odată rea să nu-l fi prefăcut în cer. Acesta e cazul meu frumos și vă îndemn cu drag pe voi. Deschideți grabnic lui Hristos, căci El ne mântuie, nu noi. Să nu mai amânați de fel, că-și cine știe într-o zi. Veți observa uimiți că El s-a dus și nu va mai veni.